Te așteaptă cu oferta săptămânii. Role reglabile pentru copii, diverse culori și mărimi, la numai 99 de lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Numărul de magazine Lorimer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Te-ai săturat să visezi cu ochii deschiși? Zboară direct de la aeroportul Iași. La Paris, să vezi cele mai frumoase muzee, sau la Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștepți să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici de celelalte 8 destinații externe directe, pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Suntem cu toții diferiți, însă reducerile ne plac tuturor. Vă așteptăm la Reflex, unde vei plăti numai jumătate din prețul inițial la îmbrăcămintea și încălțămintea de sezon. Nu ratați ocazia! Reflex, o garderobă de succes de calitate garantată. O vizită la salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă ocazia să descoperi lucrul care ți se potrivește. Prin serviciile de înfrumusețare oferite, cele mai noi tehnici, produse de îngrijire profesionale și specializarea stiliștilor, atât clientele care vor încerca ceva nou, punându-și în studii toată încrederea, este aflat pe strada Eugen Stamate, bloc A2, scara A, parter. Salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă combinația ideală dintre ambianța plăcută și atitudinea profesională. Bună seara și bun găsit la știrile Actualitatea TV. Campaniile electorale opresc debranșările la apă în Pașcani. Televiziunea favorită a primarului a anunțat ieri că operatorul de apă a promis autorităților locale că va asista debranșările la blocurile din municipiu până pe 31 decembrie 2016. În această perioadă au loc două campanii electorale, în mai și iunie pentru locale și în octombrie-noiembrie pentru parlamentare. Cu alte cuvinte, deși la prima vedere se promite a fi o măsură pentru populație, în fapt este una pentru politicienii PSD care ocupă acum o funcție publică și care își doresc ca în campania electorală să nu aibă de-a face cu cetățenii nemulțumiți de operatorul de apă. În acest sens, probabil săptămâna viitoare ar urma să fie aprobată o hotărâre prin care cetățenii să poată încheia convenții individuale, o modalitate prin care consumurile vor fi facturate individual. Doar că și așa, acolo unde apometrele sunt în apartamente, caz în care se află 75% din blocuri, debranșarea va fi tot colectivă.
Explicația a oferit-o un reprezentant al ANRSC, care a spus într-o conferință de presă organizată săptămâna trecută că, indiferent dacă facturile individuale emise pe baza convențiilor sunt achitate, debranșarea va fi tot colectivă, dacă în imobil există rău platnici. Mai mult, până pe 31 decembrie 2016, fiecare imobil trebuie să facă parte dintr-o asociație de proprietari, astfel încât convențiile să rămână valabile. Însă, pentru a evita debranșările colective, cetățenii trebuie să facă investiții, apometre pe casa scării sau apometre cu transmisie radio. Și aici este o condiție. Toți locatarii trebuie să aibă apometrele scoase pe casa scării sau apometre cu transmisie radio de tipul agreat de apa vitală, adică cel mai scump de pe piață. Nimeni nu a explicat până acum un paradox al apa vital și ANRSC. Dacă debranșările nu pot fi individuale la cei cu apometre clasice în apartamente din motive tehnice, de ce la cele cu emisie radio, care sunt tot în apartamente, debranșările sunt interzise de lege? În concluzie, convenția electorală este de fapt o mână de ajutor întinsă de apa vital, mai degrabă primarului Dumitru Pantazi, care se află în campanie electorală, decât cetățenilor care, după plecarea caravanelor electorale, se vor afla în aceeași situație în care se află și acum. Și una este, drept, facturarea individuală o problemă, dar se pare că discuția a apărut la facturarea individuală pentru închidere, adică debranșare, sistarea furnizării serviciului de apă în caz de un locatar din condominiu nu achită, sau mai mulți locatari. Asta nu are legătură cu facturarea individuală. Facturarea individuală se face pe baza unor convenții și un contract conform dispozițiilor articolului, dar n-are rost să intrăm în legii, cu aprobarea operatorului, dar acest lucru nu exonerează de răspunderea locatarilor comună, adică pe condominiu. Facturarea individuală nu are legătură cu debranșarea. Groapa adâncă de 4 metri s-a format astăzi din senin pe panta Republicii la intersecția cu Nicolae Iorga. Strada a cedat dintr-o dată, iar din fericire nu a fost eveniment, întrucât nu trecea nimeni prin zonă în acel moment. Autoritățile care au venit la fața locului iau măsuri pentru a rezolva cel puțin temporar situația. Menționăm faptul că în urmă cu câteva săptămâni în zona au avut loc intervenții la rețeaua de canalizare efectuate de către operatorul de apă și canal Apa Vital. Se pare că lucrarea a fost mai amplă și există posibilitatea ca apa să se infiltrat pe lângă cămin, motiv pentru care s-a surpat asfaltul. Lucrările la sistemul de alimentare cu apă al comunei Tătăruș au fost reluate. Concomitent cu acestea, în localitate este continuată și investiția, prin care în localitate este modernizat prin asfaltare 9 km de drum. Primarul Costel Iosub își dorește ca până la finele acestui an sistemul de alimentare cu apă să fie pus în funcțiune. Vorbim despre 30 de km de conductă, 6 pusuri ce vor fi săpate la o de peste 200 de metri, bazin cu o capacitate de 400 de metri cubi, stație de clorinare și un transformator care va asigura funcționarea stației. Suntem în vatra satului, unde au început construcția și chiar unele din obiectivele pentru sistemul centralizat de apă sunt spre finalizare. Suntem pe unul de 400 de metri cubi, care va fi umplut cu apă și de aici va pleca spre localitate. De asemenea, aici vom avea 6 puțuri cu o adâncime de aproximativ 200 de metri, care vor fi prevăzute cu pompe. De asemenea, avem o stație de clorinare. Este transformatorul pentru electricitate, care este finalizat și va fi un punct de exploatare a acestui obiectiv. În Tătăruș sunt băgați 30 de kilometri de conductă pe arterele principale din Tătăruș, existând posibilitatea de extindere la cererea cetățenilor în toate zonele din comuna Tătăruș. Deci acest sistem va fi pus în funcțiune la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor, cel mai târziu. Este un sistem început acum 3 ani de zile, finanțat prin programul de dezvoltare rurală al Guvernului României. Este un obiectiv mult așteptat de tătărușeni, ținând cont că apa din fântânile din
tătăruși sunt infestate cu nitriți și nitrați și nu este potabilă. Din proiectul de modernizare a drumurilor până la această oră au fost reabilitați aproximativ 5 km. Acum se lucrează la realizarea șanțurilor și podețelor care asigură calea de acces către proprietăți. Administrația locală a realizat sistemul de alimentare cu apă pe străzile cuprinse în programul de asfaltare. Suntem în centrul satului la Tătăruș, pe drumul comunal școală de alu Mănăstirii, unde acest tronson de drum este modernizat prin asfaltare, rigolele betonate și acostamente betonate, dar și podețe, căi de acces la proprietăți. Este o investiție începută acum 3 ani de zile, finanțată de Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. O investiție mult așteptată de tătărușeni, ziua, pentru că drumurile din Tătăruș sunt în proporție peste 90% pietruite, dar oamenii așteaptă mai mult și atunci am gândit acest proiect de modernizare prin asfaltare. Investiția la sistemul de alimentare cu apă se ridică la 1,5 milioane de euro, în timp ce pentru cei 9 km de asfalt, suma se ridică la aproximativ 2 milioane de euro. Fondurile sunt asigurate din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Primarul Dumitru Pantazi a făcut astăzi un gest care a surprins până și pe colaboratorii săi din primăria municipiului Pașcani. Imediat după audiențele pe care le-a acordat astăzi cetățenilor, acesta a plecat pe teren pentru a verifica unele reclamații, lucru ce până acum în cei 4 ani de mandat nu l-a mai făcut. Mai exact, acesta s-a deplasat în cartierul Boșteni, acolo unde un cetățean a reclamat că pe un teren ce îi aparține, persoane necunoscute au depozitat deșeuri. După ce a verificat în teren sesizate, edilul a promis că în maximum o săptămână terenul va fi curățat de angajații primăriei. Am ținut audiența astăzi și au venit o serie de cetățeni care au sesizat o serie de probleme privind mediul și o serie de probleme privind eroziunea din zona aceasta Boșteni pe strada Libertății. Am fost la o locație unde este un depozit necontrolat de deșeuri menajere. Am dat dispoziții în maxim o săptămână de zile să elibereze, să curățe terenul, după care să-l predăm celor de la poliția locală și respectiv compartimentului de mediu să urmărească astfel încât să nu se mai depoziteze necontrolat în zona respectivă deșeurile. Edilul șef a luat în considerare și sesizarea unei femei, tot din Boșteni, care s-a plâns că locuința sa este în pericol din cauza unei râpe ce se extinde de la an la an. Iar aici am venit la fața locului pentru că a sesizat vecina de aici, a sesizat că în urma ploilor care au avut loc în ultima perioadă, deja fenomenul de eroziune este avansat, să luăm măsuri, să aducem piatră, să aducem stâncă, rocă mare, astfel încât să oprească viiturile la eventualele ploi torențiale, care sunt convins că nu o să ne evite. Și aici, ca de altfel și la depozitul necontrolat, în săptămâna viitoare vom lua măsuri și vom rezolva problema. De asta am venit aici cu cei de la mediu, cu cei de la gospodăria comunală, ca să rezolvăm urgent problemele sesizate și constatate în final de către noi la fața locului. Comercianții de păsări și animale de rasă din Pașcani continuă să ceară edililor locali să le pună la dispoziție un spațiu special amenajat pentru a-și desfășura activitatea. Astăzi, la audiențele ținute de primarul Dumitru Pantazi, s-a prezentat pentru a treia oară Dragoș Ciubotaru din suburbia Boșteni, un bărbat care își dedică tot timpul creșterii de păsări și animale de rasă. Acesta deține atestat de producători și carnet de comercializare și face parte din Asociația Crescătorilor de Păsări de Genotecă de la Iași. Merge de două ori pe an în țări precum Germania, Ungaria sau Cehia, de unde își aduce alte și alte specii. Fiind conștient de ceea ce are în curte, acesta a ales să arate și altora cu ce se ocupă de atât de mult timp. În acest sens, a participat la expoziții naționale, de unde s-a întors cu rezultate remarcabile. Asta pentru că își dedică viața pasiunii sale. Omul a venit la primărie atât în numele lui, cât și pentru ceilalți crescători, cu propunerea ca edilii locali să-i ajute să vândă și la Pașcani, pentru că sunt nevoiți să plece în alte orașe care desfășoară astfel de târguri. Aici, în cadrul nevoie de a merge la special. Eu, în general, mi-am făcut eu curs, eu nu pot să vin
să fugă o cineva cu găina în brață. Pentru că eu vin sub sistem de... Pentru că sunt păsări, nu? De exemplu, cum păsări moarte, care are un săvânt și cu puie acesta. Ce l-ați vin? Și am eu cu și care l-ai săvânt și tot rostul și îl pună acum în piață. Păi dacă vine domnul... De cu mașină, nu? Da, mașină de moarte, panelanul are 16 funcții. În piață, 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 piață. Dacă mai e, cum mai iară și eu, mai merg în care, să achiziționez niște păsări. În parcare, acolo, doriți, în școala 5? Acolo ar fi, nici n-ar fi în piața agroalimentară, nici n-ar fi pe stradă, ar fi... Acesta a propus amenajarea unui spațiu în parcarea din fața liceului Nicolae Iorga doar în zilele de duminică, unde să-și aducă cuștile cu păsări spre a le expune și vinde celor interesați. Tot astăzi la audiență a venit și domnul Ciubotaru Dragoș de pe strada Ion Creangă din Pașcani. Acesta a prezentat și o serie de cupe și de diplome pentru câștigate odată cu creșterea sa a puiilor și a păsărilor de rasă. El dorește să-i fie amenajată o zonă în piața Deal în fiecare duminică, în apropierea școlii numărul 5, unde se poată desfășura această activitate comercială. Momentan nu există o bază legală pe care să o avem pentru a aplica acest lucru. Decizia trebuie să vină, din ce am discutat cu șefa piețelor, din partea celor de la Iași, de la DSV Iași. În funcție de ce va transmite și domnul Gaboran, vom vedea și vom încerca să punem în aplicare. Reamintim faptul că în trecut au mai fost solicitări de acest fel, însă până acum nu au avut nicio rezolvare. Oamenii revin periodic la primărie pentru le-a reaminti edililor locale rugămintea lor. În luna decembrie anului trecut, un consilier local a propus în ședința de consiliu organizarea unui obor în municipiul nostru. Nu doar cei care locuiesc la case au privilegiul de a-și decora curțile cu flori, arbuși și copaci după bunul plac, ci și oamenii de la blocuri. Aceștia se gospodăresc cum știu mai bine și reușesc să transforme imaginea zonei în care locuiesc. O pășcăneancă cu astfel de atitudine și spirit civic este Maria Miron, care locuiește în imobilul B27 situat pe strada Gării din municipiul nostru. Femeia este pensionară și spune că îi face mare plăcere să se ocupe de grădinița pe care a creat-o în fața blocului. A plantat diverse tipuri de flori, dar și copaci fructiferi. Singura problemă este faptul că vrea să împrejmuiască terenul, iar pentru asta are nevoie de aviz de la primărie, motiv pentru care s-a prezentat astăzi la audiențe. După ce am izolat blocul astă toamnă, ne-am luat inițiativa să săpăm în fața blocului, să punem flori. Am adus bulbi, fel de fel de flori, zarnacadele, liliac, lalele, trandafiri. Mă mulțumim lui Dumnezeu, este foarte frumos el și ce se prezintă până în momentul de față, dar am vrut o aprobare la domnul primar să ne dea să facem o leac din prejmuire, să nu mai intri câinii comunitari, că avem cantina CFR-ului peste stradă și acolo dorm toată ziua și seara ies și își fac nevoile pentru copăcei noștri și pentru flori. Maria Miron, împreună cu vecinii săi, a strâns bani pentru a cumpăra materialele necesare la construcția gardului, asta dacă vor primi aprobarea. Oamenii speră să poată duce proiectul la final și sunt mândri de ce au construit în fața blocului, susținând că împreună pășcănenii ar putea transforma orașul în unul mai frumos. Noi am strâns o sumă de bani să facem gărduțul, să cumpărăm materialul ca să facem gărduțul, oamenii sunt toți de acord și toți o zis că este ceva frumos. Cu ocazia asta le luăm și lor. Noi am vrea să punem trandafiri, să punem fel de flori aici, dar fără gărduț nu se poate. Dacă ar lua toți oamenii inițiativa noastră, mai ales că suntem la stradă aici, ar fi ceva frumos pentru oraș. Deci ar fi frumos, n-ar avea ei ocupație, deci nu ar fi pe cheltuiala noastră, nu ar avea ei nimic de investit în aceste bucățele de spațiu verde. Că este spațiu verde, într-adevăr, este iarbă, dar dacă am pune copaci, cred că copacii dă mai mult oxigen decât iarba. Rămâne de văzut dacă vor putea să termine ce au început, întrucât deocamdată au primit de la primărie promisiunea că edilul local va veni la fața locului să constate ceea ce este de făcut. Miron Maria, de pe strada Gării, blocul B27, a solicitat împrejmuirea zonei verzi din fața blocului B27, spune că sunt mulți câini maidanezi ce distrug locația respectivă și că există mizerie foarte multă de la fostul club CFR, ce, din câte am înțeles astăzi, nu aparține domeniului public al municipiului Pașcani.
La fel, primarul se va deplasa și acolo, a luat legătura și cu domnul Movileanu, șeful gării, și vor încerca să rezolve și problema de la clubul CFR. Pășcălenii de la B27 nu sunt singurii care și-au amenajat astfel spațiile verzi. Atât pe strada gării, cât și în zona deal, în apropiere de fostul Minimax, sunt două imobile în fața cărora au fost plantate flori împrejmuite cu pietre vopsite cu var. La începutul lunii mai, la nici 3 km distanță de orașul Târgu Frumos, va avea loc un eveniment unic. Un festival al baloanelor. Timp de 3 zile, organizatorii promit un adevărat spectacol pentru curajoșii care vor să se urce în aceste aparate. Explozie de culori sau spectacol magic al baloanelor cu aer cald, de asta vor avea parte locuitorii satului Războieni din comuna Ion Neculce, dar și toți cei care s-au înscris la eveniment. Ideea lansării acestui eveniment vine din partea unei femei ambițioase în vârstă de 33 de ani, care s-a documentat o iarnă întreagă înainte de a pune în mișcare acest vis. Raluca Spânu, căci despre ea este vorba, este coordonatorul evenimentului, iar această idee i-a venit de foarte mult timp. Ideea mi-a venit anul trecut, în august. Am văzut câteva imagini cu baloane la Capadocia și am zis că e ceva prea frumos să nu încerc să-l fac și la noi aici. Până în decembrie anul trecut n-am făcut decât să studiez, să citesc, am vorbit cu piloți și organizatori, am făcut planuri, schițe, bugete pe hârtie. În ajunul Crăciunului am decis să îi dau drumul, am făcut pagina de Facebook și de atunci cred că nu respir mai mult de 5 minute fără să mă gândesc, să zic, să fac sau să scriu ceva despre festival. Primul festival al baloanelor cu aer cald din regiunea Moldovei, Magia Baloanelor, va avea loc în perioada 6-8 mai 2016 în satul Războieni, comuna Ion Neculce din județul Iași. Vorbim despre un adevărat spectacol de culoare, un cer multicolor al baloanelor cu aer cald și, ca să fim mai expliciți, o manifestare care promovează zborul cu balonul atât în văzduh cât și ancorat. La acest prim spectacol de baloane cu aer cald din Moldova sunt așteptați peste 2000 de vizitatori. Festivalul va fi în perioada 6-8 mai anul acesta în satul Războieni din comuna Ion Neculce și pentru prima dată în zona Moldovei vom avea un spectacol de culoare al baloanelor cu aer cald, în cadrul căruia vom promova zborul cu balonul atât în văzduh cât și ancorat. Evenimentul se adresează familiilor și tinerilor. Pe lângă lansarea baloanelor, vom oferi o serie de activități de divertisment conexe, cum ar fi standuri comerciale, activități pentru copii, activități sportive și multe alte surprize. Săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii Oamenii ai Locului, o avem invitată pe coordonatarea proiectului, care ne va vorbi mai pe îndelete de acest subiect frumos. Dacă aveți curiozități, vă invităm să trimiteți mail pe adresa redacția@ronuspascan.com sau pe teo@gto, iar Raluca Spun vă va răspunde în cadrul emisiunii. Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, Școala Gimnazială Specială Pașcani organizează a patra ediție a campaniei de sensibilizare și informare a opiniei publice cu privire la problematica autismului. Astăzi a avut loc seminarul Să-l cunoaștem mai bine, să-l ajutăm mai mult, în cadrul căruia s-au desfășurat prezentări tematice despre autism și produse realizate de copii. Evenimentul a debutat cu imnul școlii, urmat apoi cu multe momente artistice. Unul dintre acestea, deosebit de emoționant, a fost cel oferit chiar de câțiva dintre cei 37 de micuți din școală, diagnosticați cu această tulburare. La activitate au participat specialiști în domeniu, terapeuți de la școlile speciale, de la școlile de masă, integratoare, fundații, dar și părinții elevilor. Ziua de 2 aprilie semnifică ziua de conștientizare a problematicii copiilor și a persoanelor cu autism. Este o zi internațională și noi, Școala Gimnazială Specială Pașcan, sărbătorim această zi în ideea de a conștientiza pe ceilalți din jurul nostru și a copiilor cu autism asupra acestei problematici, asupra faptului că acești copii sunt niște copii speciali, sunt niște copii unici care trebuie înțeleși și ajutați. Astăzi am debutat cu organizarea unui seminar pe această problematică, la care sunt invitați specialiști în problematica tulburărilor din spectrul autism, părinți și profesori de la celelalte școli. Urmează ca mâine să facem un marș de solidaritate, în semn de recunoștință și solidaritate cu copiii și familiile copiilor cu autism, prin care vom împărți pliante de conștientizare a publicului și vom face o mare fundă umană, o fundă albastră, pentru că culoarea albastru este asociată cu această tulburare.
Precizăm faptul că mâine, începând cu ora 10, se va desfășura marșul solidarității pe traseul Școala Gimnazială Specială Pașcani, Esplanada Municipiului Pașcani. Vor participa copiii din învățământul de masă și liceenii, alături de cadre didactice. Scopul acțiunii este de a asigura o cât mai mare vizibilitate problematicii menționate. Participanții vor distribui trecătorilor pliante cu informații referitoare la tulburările din spectrul autist. În final, toți cei prezenți vor realiza funda umană împreună cu toți elevii și profesorii voluntari de la instituțiile partenere și nu numai. Consilierii locale au fost convocați astăzi de primarul Dumitru Pantazi la o ședință de îndată. Pe ordinea de zi s-a aflat un singur proiect de hotărâre. Este vorba despre prelungirea până la finalul lunii martie a subvenției pe care Consiliul Local o alocă anual agentului termic. Astfel, în urma votului și pentru luna martie, pășcănenii vor plăti un preț subvențional la căldura și anume 230 de lei pe gigocalorie, așa cum s-a întâmplat și în lunile ianuarie și februarie. Reamintim că prețul nesubvenționat de producere și distribuire a agentului termic este de 391,75 de lei, în timp ce cetățenii plătesc suma de 230 de lei, diferența fiind achitată din bugetul local. Începând cu 1 aprilie, prețul va crește la 265 de lei. Bună ziua! Voi da citire dispoziției numărul 845 din data de 31.03.2016, în care primarul municipiului Pașcani, județul Iași, dispune. Articol unic. Se convoacă Consiliul Local al municipiului Pașcani în ședința de îndată din data de 31.03.2016, ora 15, în sala de ședință a Consiliului Local al municipiului Pașcani, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 218 din 18.12.2015 privind stabilirea prețului local de facturare a energiei termice livrată populației, produsă și distribuită prin centrale termice de quartal și centrale termice cu grupuri de cogenerare de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în perioada 1.12.2015 și 1.3.2016. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Bine, se grupul pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Inițiative care readuc tradiția străveche unități de învățământ. La Liceul Special Moldova și la Liceul Teoretic Ion Neculce din Târgu Frumos a avut loc o șezătoare în cadrul proiectului Un Mărțișor Non-Formal. Elevii de la clasa 10 și a 12 au cântat, au dansat și au spus poezii îmbrăcați în frumoasele straie tradiționale. Activitatea s-a desfășurat sub forma unei șezători la care au participat elevii claselor a 10-a și a 11-a de la Liceul Special Moldova și Liceul Teoretic Ion Neculce din Târgu Frumos. În cadrul șezătorii, copiii au recitat doine, au interpretat instrumental cântece populare, au participat și la un karaoke cu melodii din folclor românesc. De asemenea, ei au trebuit să improvizeze și o poveste cu ajutorul unor zaruri cu imagini și au degustat produse tradiționale românești. Urmând itinerariul lăsat de străbuni, participanții au fost întâmpinați cu colaci, turte și mere. Activitatea a fost însuflețită, dacă se poate spune așa, cu jocuri de intercunoaștere, povești inventate cu ajutorul zarurilor cu imagini, cântece, poezii, ghicitori, karaoke și horă, iar la final, jocuri cu parașuta. 4 piese de teatru de excepție vor fi jucate marți, 5 aprilie, de tinerele talente locale de la Liceul Miron Costin Pașcani. Actorii de la trupa Fenomenali și Suflet și Mască vor urca pe scena Casei de Cultură și vor interpreta 4 piese de teatru consacrate, respectiv Steaua fără nume, 5 o'clock, Eroii din Galaxia Gutenberg și un fragment din Cântăreața Cheală. Marți, 5 aprilie, la orele 17.30, trupele Fenomenali și Suflet și Mască de la Miron Costin Pașcani, trupe premiate la festivalul Hai la Teatru de la Iași, vă așteaptă la spectacolul ăla de teatru cu piesele Steaua fără nume, 5 o'clock, Eroii din Galaxia Gutenberg și un fragment din Cântăreața Cheală. Prețul biletului este de 3 lei. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare la câteva ore de teatru frumoase. Tinerii social-democrați din Târgu Frumos organizează sâmbătă evenimentul de ecologizare. Târgu-i frumos, așa se numește manifestarea susținută și de edilul local Ionel Vatamanu. Începând cu ora 11 în parcul de la Casa de Cultură, membrii TSD Târgu Frumos alături de cetățenii cu spirit civic vor fi prezenți pentru a dovedi frumusețea orașului.
toți cetățenii cu spirit civic care vor să susțină efortul autorităților locale de a avea un oraș curat și nepoluat sunt invitați de TSD Târgu Frumos, Tineretul Social Democrat, în parcul de la Casa de Cultură, de acolo vom pleca, să la un eveniment de ecologizare unde vom vărui copacii, vom toaleta copacii, vom strânge peturile, gunoaiele din parcuri, de pe lângă blocuri, din zonele unde se duce gunoiul. Suntem sprijiniți de domnul primar Ionel Vatamanu și inclusiv de primăria orașului Târgu Frumos. Se urmărește, cu siguranță, ca Târgu Frumos să fie un oraș curat și pe cât posibil mai puțin poluat. De asemenea, socialdemocrații se alătură și evenimentului creat de Asiris Supertineri. Este vorba despre acțiunea de împădurire a orașului Târgu Frumos, eveniment desfășurat la fosta groapă de gunoi, amplasată la ieșirea din oraș spre Hârlău. Puteți comenta și dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newsplashcan.com, cât și pe Facebook www.newsplashcan.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișate pe ecran. Știrile Actualitatea TV se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă!